premiu pentru cel mai sustenabil dezvoltator imobiliar al anului. Dezvoltator imobiliar care este listat și la Bursa de Valori București. Impact Developer and Contractor. Îl invit alături de noi pe domnul Constantin Sebeșanu, CEO al Impact. Sustenabilitatea stă la baza politicii operaționale a grupului Impact, iar proiectele emblematice sunt o dovadă. Oamenii și profitul sunt active esențiale pentru Impact. Bună seara tuturor! Chiar primesc cu bucurie premiul ăsta în numele echipei Impact. Sustenabilitatea îți aduce satisfacții pe termen mediu și lung. Atunci asta e un premiu care vine repede și ne bucură. Avem o echipă dedicată și încă de acum 2 ani de când ne-am asumat cadrul de ESG al companiei. Cred că am fost printre primii dezvoltatori care după angajament am pus și în practică. 100% din proiectele noastre au criteriile NZEB în ele, 80% criteriile BRIM, Luxuria Residence, care le-am dat anul ăsta în funcțiune, este primul ansamblu rezidențial certificat BRIM excelent în România. Deci aplicăm ce spunem, cred că ne-am dat seama de mult că partea de sustenabilitate nu mai este o tendință, este o necesitate, dar cum ziceam, vine cu satisfacție pe termen mediu și lung. N-am văzut până acum un client care să se lumineze fața când îi explicăm cât de gros e polistirenul, dar cu toate că am auzit vorbe că perioada asta de război a aruncat sustenabilitatea în derizoriu, vă zic că pentru noi a fost, să zic, și un avantaj. Clienții au început să realizeze că investiția într-un apartament, într-o locuință care pentru mulți este cea mai mare investiție a vieților, la momentul inițial este numai parte din ea, iar costurile de administrare reprezintă o altă parte de investiție și încep să intereseze, încep să înțeleagă ce înseamnă NZEB, încep să înțeleagă ce înseamnă partea de sustenabilitate și care sunt avantajele tangibile pentru ei. Și asta ne ajută să vindem un produs, să zic, la același preț cu competiția, dar în care noi investim între 6 și 8% mai mult ca să integrăm aceste criterii. Deci mersi mult pentru aceste premii, mersi mult Financial Intelligence, o seară plăcută în continuare!